Valentin Barbu, vicepreședintele PNL Călăraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că la nivel local se prefigurează o posibilă alianță cu USR. În momentul de față, se poartă discuții cu cei de la USR pentru stabilirea candidaților pentru fiecare localitate în parte și Consiliul Județean. Da, ne aflăm pe ultimii metri a stabiliza, să spunem așa, toate candidaturile. După cum bine știți, mai sunt încă mișcări. Noi sperăm că în următoarele zile, 2-3 zile, să avem candidați cu 35-36 de primari în funcție. Pentru că știe toată lumea, primarul în funcție are prima șansă. Poate vor fi și surprize și la PDL și la PSD. Vom vedea. Ce vreau să vă mai spun din punctul meu de vedere foarte important, deși Plusul de la Călăraș a încercat să boicoteze alianța PNL-USR, șansele sunt foarte mari ca această alianță să se întâmple la nivel județean și în municipiul Oltenița, probabil și s-ar putea să mai fie 2-3 circunscripții electorale locale în care această alianță să se facă la nivel local. Dacă această... Noi sperăm că această alianță, o să vă spună probabil și domnul președinte, să se întâmple și la municipiul Călăraș. Mi se pare o alianță firească, pentru că e o alianță de dreapta. Eu personal am spus de cel puțin 2 ani, eu n-am văzut niciodată USR ca un adversar politic pentru PNL și l-am privit întotdeauna ca pe un partener politic, să spun așa. Și cred că guvernarea următorilor 4 ani va fi PNL, USR și probabil alte formațiuni care să asigure majoritatea parlamentară. Sunt convins, chiar dacă au fost fricțiuni între cele două partide, prin diverse declarații politice, asta ține de managementul politic al fiecăruia. De regulă, ca noi am fost atacați într-un fel, ținând cont că și în ultimele 7-8 luni am fost la guvernare, era firesc. Deși unele accente au depășit așa, câteodată, nota de normalitate, dar într-un fel de firesc ca USR-ul să-și poziționeze, să se poziționeze pe scena politică. Noi îi așteptăm și sperăm că vom fi parteneri în următorii 4 ani, cel puțin la nivel de județ, la nivel de municipiu Călăraș, la nivel de municipiu Oltenița și, v-am spus, și în 2-3-4 localități, unde vom reuși să facem listă comună și, bineînțeles, candidat comun la funcția de primar, respectiv președintele Consiliului Județean. Dar USR-ul are candidat propriu la conducerea Consiliului Județean. Cum veți? Urmează să se întâmple această alianță. Eu v-am spus ce îmi doresc și că au fost putate unele discuții. Și care ar fi termenii? Bun, la CJ-ul candidat comun, dat de PNL, probabil. La Oltenița, candidat? Candidat comun dat de PNL. Tot de PNL, adică peste tot dat de PNL. Nu. Mai sunt localități. Deci vom discuta cu ei, nu este nimic văzut în puie. Urmează ca în perioada următoare să stăm de vorbă cu conducerea USR și vom stabili punctual care sunt pretențiile lor și, bineînțeles că, dacă vrei o apropiere, trebuie să știi să... Negociezi, bineînțeles. Acum v-am spus în principiu ce se va face. V-am spus în principiu ce vreți să facă. Se va realiza acela.